În județul Argeș, în satul Aninoasa, se află unul dintre vechile așezăminte monahale ce poartă același nume cu al localității. Biserica mănăstirii Aninoasa are hramul Sfântul Ierarh Nicolae și a fost ridicată în prima parte a anului 1677 de marele cluger Tudor Vlădescu și de soția sa, Alexandra. La scurt timp după ctitorire, clucerul rămâne văduv și se călugărește cu numele Teodosie. Mai mult, biserica și curtea boierească devin un ansamblu monahal, unde se întemeiază o obște de călugări. Aceasta a fost închinată la început mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung. Prin grija egumenului Daniil, viitor episcop al Buzăului și mitropolit al Țării Românești, mănăstirea a fost scoasă de sub închinare. Un mare nume, un om de cultură, care la 1716 a devenit mitropolit al Ungrovlahiei, moment în care a alocat fonduri pentru îmbunătățirea mănăstirii de Metanie. Mănăstirea de Metanie se numește mănăstirea în care ești călugărit. El este cel care a ridicat zidurile de incintă care înconjoară lăcașul, el a adăugat bisericii încă o turlă și a mărit ferestrele. Acest Daniil poate fi considerat chiar un urmaș al lui Antimi Vireanul, deoarece el a tipărit foarte multe căți, a ctitorit biserici, inclusiv Palatul Patriarhal are un paraclis ctitorit de către acest Daniil, păstrându-l reprezentat în tabloul votiv. De asemenea, a restaurat Biserica Tuturor Sfinților și Biserica Vergului din București, în ale căror tablouri votive este reprezentat. După secularizare, în anul 1864, lăcașul devine biserică de mir, iar clădirile ansamblului încep să se ruineze. Mănăstirea Aninoasa, după secularizare, a fost desființată. I s-a luat toată averea, bruma de monahi care mai rămăseseră aici s-au retras la Negru Vodă în Câmpul Lung, iar la Aninoasa a rămas practic doar biserica mare, ca biserică de mir pentru săteni. În clădirile anexe a fost mai întâi un post de jandarmi și apoi, după 1940, au fost depozite ale CAP-ului. La etaj, pe latura de vest, funcționa școala pentru copiii din satul Aninoasa. De-abia după Revoluția din 89 s-a pus problema să se revină la funcționalitatea inițială, aceea de mănăstire. De-abia în secolul al XX-lea, în urma restaurărilor dintre anii 2003 și 2007, întregul ansamblu și-a căpătat aspectul inițial de tradiție brâncovenească. Incinta, patrulateră a ansamblului monastic, are în centru Biserica Mare, împodobită cu picturi din secolele 17 și 18. Lăcașul are la rândul său plan dreptunghiular cu două turle dispuse în filă. Fațadele sunt decorate cu arcaturi și panouri, separate printr-un brâu median, cu un pridvor pe coloane de piatră. Biserica păstrează și frește din timpul sugravului Pârvu Mutu. Incinta este înconjurată de ziduri înalte ca o cetate. Tot aici se află paraclisul, casa egumenească, chiliile, cuhniile și turnul clopotniță. În anul 1791, la Iași, în familia vornicului Scarlat Sturza, se năștea una dintre cele mai de seamă personalități ale Principatului Moldovei. Este vorba despre Alexandru Scarlat Sturza, viitor diplomat al Curții Imperiale de la Sankt Petersburg, apologet și filozof creștin. La puțin timp după nașterea sa, familia Sturza a emigrat în Rusia, din cauza confruntărilor ruso-turce care aveau loc chiar pe teritoriul țărilor române. Se știe despre Alexandru Scarlat că a fost pregătit pentru o carieră diplomatică,
și a făcut parte din legațiile ruse de la Viena și Paris, fiind trimis în diferite misiuni. Pentru activitatea sa a primit și titlul onorific de consilier de taină al țarului. În timpul ocupației țărilor române de către armatele ruse, între anii 1828-1830, a îndeplinit de asemenea o misiune diplomatică la București. În anul 1830, Alexandru Scarlat Sturza s-a retras din activitate, stabilindu-se la Odessa, unde s-a consacrat realizării de opere sociale și studii teologice. Articolele sale au fost scrise în limbile rusă, greacă, franceză și germană. Ulterior au fost strânse aproape în întregime în 4 volume și publicate la Paris sub titlul Opere postume, religioase, istorice, filozofice și literare. De asemenea, diplomatul a tradus în limba franceză, limba de circulație în acele timpuri, numeroase lucrări teologice rusești. În românește, lucrările sale au fost traduse în special de frații Filaret și Neofit Scriban. La rugămintea vărului său, domnitorul Mihail Sturza al Moldovei, fostul diplomat a acceptat să fie și președinte al Epitropiei Seminarului de la Socola Iași. Alexandru Scarlat Sturza a încetat din această viață la 12 iunie 1854 și a fost îngropat la Odessa. Răscoala care a avut loc în Transilvania în anul 1784, condusă de Horea, Cloșca și Crișan, a adunat la oaltă țărani iobaci din mai multe ținuturi, dar mai ales din Țara Moților. Nemulțumirea cea mai mare era cauzată de lipsa drepturilor de care se bucurau alte națiuni din Ardeal. În același timp, era și o reacție de respingere a politicii religioase imperiale, care impunea unirea cu Biserica Romei. Actele vremii dovedesc faptul că la această mișcare au luat parte aproape 80 de preoți ortodoxi, unii aflându-se chiar în fruntea grupurilor de răsculați. Unul dintre acești slujitori a fost Dumitru din Certege din județul Alba, care l-a însoțit pe Horea la curtea imperială din Viena în anul 1782. Mulți dintre preoți au fost acuzați că i-au îndemnat pe țărani să se ridice la luptă împotriva nobililor care îi exploatau. Dintre aceștia se cunoaște cu numele preotul Costan din Crișcior, județul Hunedoara, care a și fost apoi condamnat la moarte. Atunci când răscoala a fost înfrântă, iar conducătorii arestați, preoții ortodoxi s-au aflat alături de cei condamnați. Astfel, testamentele pe care le-au lăsat Horea și Crișan au fost redactate de preotul Nicolae Rațiu din Alba Iulia Maieri. Tot acest slujitor a fost cel care i-a spovedit și împărtășit înainte de executarea nedreptei sentințe.